că vă întrebați pentru ce nu am făcut mărturisire dimineață sau până astăzi, cum pretend. Totuși, ceea ce vreau să spun, mărturisirea mea este ani în urmă. Și acum aș dori ca să încurajez pe cei ce trec prin anumite suferințe, ca să se spună toată nădejdea la Dumnezeu, pentru că știm că cel este medicul nostru și el lucrează chestia pe care aș vrea să mă duc cu ani în urmă când am avut operație la ernie și am făcut aici la Montreal. Și când am văzut doctorița care urmea să mă opereze, am zis celor ai mei, am zis soției și zic că asta cred că mă termină, asta nu. Pentru că îi vedeam fiul lui de azi, adică a fi, era crucea, era... M-am puticlit în problemele așa. Așa a fost. A durat operația, m-a cusut și a trebuit ca să treacă ani de zile. Tot timpul a început să curieze și am fost la medici, nu au avut ce să facă nimic. M-am dus în țară și acolo m-am dus la spitalul, în Sibiu, la spitalul militar și acolo am făcut operația. Am încrezut în Dumnezeu și am spus, Doamne, condu-mă la medicului. Ca să termini să mă operez, așa cum trebuie. Și așa a fost. Dumnezeu a condus, sunt lucrurile acestea, că Dumnezeu a fost cu mine și a fost așa după cum mi-am cerut. Când și-a terminat operația, a trebuit să intri mai adânc decât a fost la prima operație și deci am făcut și am făcut și fotografie la ce am spus acolo. Era ca o sarmală așa de mare și era cu voi și... Înainte de a mă operea, am spus că nu mă operez, că trebuie să... Mai eram 3 zile și trebuia să mă întorc în Montreal. Deci nu știu dacă mai ajunge în Montreal. Și atunci am zis, atunci facă să vă ia Domnul. Mă opera și după 2 zile trebuie să vin aici. Nu am avut probleme. Și până în ziua de astăzi, când m-am prezentat aici la control, îți plângea, a spus doctor. Și a fost bine până în ziua de astăzi. O altă operație care știți cu toții și vă mulțumesc în numele Domnului pentru că v-ați rugat pentru mine și știu lucrul acesta. A fost aceea de la picior, de la șor. Pe data de 21 iunie am fost internat pentru operație și atunci când am fost transportat din salon, în sala de operație, era cu Adriana, cu fiica mea și mi-am făcut masă în sărat și Domnul și tot așa. Mi-am pus nădejdea în Domnul și tot așa am spus, Doamne, condu-mă la mine. Așa a fost Dumnezeu, a fost Dumnezeu. A durat operația cam 3 ore jumate și am fost terest, mizizat, am morții de joc, de la drum jos. N-am simțit nimic, de aici știam, era conștient din sus, de la drum sus. Și când am intrat în operație și au trebuit să operează, am simțit și am auzit cum a intrat cu săpaie osul, eram conștient, auzam zgomotul și cum, ca și în taie, care știți, care taie piatra, așa s-a auzit un zgomot. Nu m-am, era în fața mea un ecran care urmăream tensiunea și un ajutor de medic, ceva era la spate și m-a întrebat, mă, ok. Când a terminat cu tăiatul, a început să bată pe ciocanul jocul. Când i-a schimbat, a uitat tijel în os. Și înainte de aceasta, doctorul mi-a spus că uite cum se lucrează și am fost conștient de ceea ce face. Și am văzut cum a bătut cu ciocanul pe tijea aceea în os. Și atâta, când n-am să înțeleg nimic, îți spun nimic, n-am să înțeleg. Nici când m-a dus pe acolo, am stat în salon, 2 zile, a ciorit medicul să mă vadă. Și primul lucru care a fost și m-am întrebat și eu, ce-am făcut lucrul acesta? I-am luat mână și am salutat. Așa că în anul eu pot produce în Iisus, rămâne cu să fie strâng. Mă întreba dacă e bine, că e ok. Am zis, gata, ești eu. Și am mulțumit. Tot așa, n-am simțit de atunci și până în clipa aceasta. Nici o durere. Mâna lui Dumnezeu a fost cu mine și El
iar celălalt familiar, asupra vieții noastre. În privința aceasta m-am dus la un tip de șin, m-am oprit la doi împărați, atunci când Ezechia era pe patul de moarte, spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a trimis pe Isaia și i-a spus câteva cuvinte. Rânduiește ce ai rânduit ca să te acum de timpuri. Eu spus clar lucrul acesta. Și știm în continuare că Dumnezeu l-a întors pe Isaia și i-a spus că mi-a rugit pe 15 ani de viață, care nu știu dacă puse la ceva, pentru că mi-a dat că nu vrea. I-a pus la nimic, pentru că mi s-a prezentat niște probleme. Eu aș dori ca toți cei ce treceți prin suferință din acestea, pentru că am 4 operații în corp, nu știu, Dumnezeu mai îngăduie, dar știu că Dumnezeu își face lucrare, dacă credeți în ea. Și aș dori ca Dumnezeu să binecuvânteze și anul acesta cu ascultare și cu împlinire cu Dumnezeu. Să mă gândesc la ceea ce a spus Sfântul Sfânt David și cum fratele Mircea o amintește de multe ori, prins binecuvântat de Domnul care a făcut cer și Domnul. Și anul acesta Dumnezeu să vă ajute să... Nu știm, dacă mi-a apucat un anul nou, cel puțin sunt cel mai îmbrăzit cum știți și într-o domnul, și dar asta este ceea ce judecăm noi și ceea ce după mersul omenesc. Dar Dumnezeu are viața în mâna lui, a fiecăruia. Și Dumnezeu să ne întărească și să ne ajute ca să putem să deschidem și în anul acesta cu bine și să ne încredim în El, cum știm când va fi El și să fim gata și Dumnezeu să ne ajute acesta. Amin.